documentele de predare, primire a celor două obiective, mă refer la baza sportivă de tip 2 pe care am vizitat-o și a cinematografului Scala, după care o să facem câteva declarații și o să facem o vizită, să vedeți și dumneavoastră, pe care n-ați văzut până acum, despre ce este vorba la cinematograful Scala din Zală. Mă bucur că în această seară, în această zi, am preluat de la Compania Națională de Investiții două obiective extrem de importante, am și îndrăznit să spun, pentru comunitatea noastră. Este vorba de o bază sportivă cu un teren multifuncțional și acest obiectiv, cinematograful Scala, o investiție așteptată de foarte mult timp, de foarte mult timp de către cetățenii municipiului Zalău. Deci bucuria mea este cu atât mai mare cu cât după 18 ani cetățenii municipiului Zalău pot beneficia de un cinematograf și planetarium modern cu aparatură 3D, cu aparatură de ultimă generație. Valoarea celor două proiecte despre care vorbeam la început este aproape de 3,5 milioane euro. Tot prin Compania Națională de Investiții, municipiul Zalău mai derulează proiecte, încă trei proiecte și vreau să le amintesc în acest moment. Este vorba de o creșă de 110 locuri, o creșă modul mare, bazin de not didactic și o bază sportivă tip 1. Valoarea acestor obiective se ridică la 6,9 milioane de euro. Dacă adunăm și valoarea obiectivelor pe care le-am preluat astăzi, vorbim de aproape 10 milioane de euro bani investiți de Compania Națională de Investiții în municipiul Zalău. Domnule ministru, dacă aș face așa un inventar a proiectelor pe care le derulăm prin PNRR, prin Angel Salini, proiecte care, sigur, le gestionează ministerul pe care dumneavoastră îl conduceți, vreau să spun celor prezenți aici și mass media că municipiul Zalău are 23 de proiecte prin PNRR în diferite faze. Unele semnat contractul de execuție, de finanțare. Iată ce sumă importantă se investește în municipiul Zalău din fonduri europene, desigur, din surse atrase. Fă ca pe acolo, pe unde treci, să fie mai bine ca și înainte. Acesta este crezul meu, dumneavoastră știți, mai ales mass media locală. Asta mă preocupă pe mine, în calitatea de primar, vremelnic, desigur, ca și toate funcțiile administrative și politice. Și sunt convins că finalizarea acestor obiective înseamnă, de fapt, creșterea calității în comunitatea noastră, înseamnă, de fapt, transformarea municipiului în care trăim într-un oraș modern, prosper, într-un oraș cu adevărat european.
Nu vreau să închei intervenția mea fără a mulțumi. Mai întâi celor prezenți aici, domnului președinte Marcel Ciolacu, domnului ministru și tuturor celor care m-au sprijinit în derularea acestor proiecte. Aș mulțumi partenerilor noștri din Compania Națională de Investiții și Ministerul Dezvoltării, colegilor mei din primărie, tuturor celor implicați în derularea proiectelor de care vorbeam. Aș mulțumi constructorilor și nu în ultimul rând cetățenilor care au avut răbdare și au înțeles că pentru finalizarea unor obiective e nevoie de timp. Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor din mass media, care de fiecare dată ați relatat imparțial și corect informațiile pe care le-am oferit în tot ceea ce privește etapele de desfășurare a obiectivelor despre care am vorbit la început. Sper că la începutul lunii februarie cetățenii din municipiul Zalău și nu numai să poată să beneficieze atât de baza sportivă, cât și de cinematograf și planetar. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc toate cele bune. Vreau să-l invit la microfon de domnul ministru Cepe Opilo, care trebuie să recunosc și sunt sincer când spun asta, ori de câte ori am avut nevoie să clarificăm anumite lucruri pe care nu le-am putut clarifica la nivelul colegilor din primărie și la nivelul colegilor sau partenerilor noștri din CNI, m-a primit cu disponibilitate și cred că o să o fac în continuare. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule primar, stimați oaspeți, Zalău primește astăzi și în perioada următoare, pentru că e doar început de ianuarie, ați auzit care sunt investițiile care sunt în curs de derulare. Mă cer în marcea acesta de lucrători în municipiul dumneavoastră. Zalău, din punctul meu de vedere, a primit ceea ce merită. Pentru că are un gospodar care a știut să reprezinte interesele comunității locale. A știut când să apese pe accelerație. A știut să profite de situația posibilității dezvoltării acestui oraș. Și astăzi avem aceste două investiții inaugurate și sigur altele care sunt în execuție și în mod cer și bazinul de înot și baza sportivă tip 1 vor aduce un plus valoare municipiului Zalău. Așa cum acea creșă care face parte din programul guvernamental de construire de creșe în toată țara, va aduce în Zalău și evident și celelalte creșe din județ o îmbunătățire semnificativă a ceea ce înseamnă accesul tinerilor și a familiilor tinere la locuri în creșe. Avem un program guvernamental ambițios, în care astăzi avem 218 astfel de creșe cuprinse. Vreau să vă spun că toate au finanțarea asigurată, fie din PNRR, fie din bugetul de stat. Pentru că pentru această coaliție și pentru acest guvern, acest segment, această investiție este o prioritate. Este o investiție care vine să ajute aceste familii și vine să ajute comunitățile locale. Suntem după inaugurarea primei creșe la Fălticeni, în județul Suceava, și abia aștept a doua parte a anului, când sper că și în Zalău vom putea veni împreună și să inaugurăm proiectul tip care este pe creșa mare, la Fălticeni am avut creșă medie. Aici avem o creșă mare de 110 locuri, care va avea o tehnologie performantă de ultim nivel. Nu în ultimul rând, aș vrea să-l felicit pe domnul primar și echipa dânsului, pentru că, într-adevăr, dânsul a dat câteva cifre.
în PNRR municipiul Zalău are finanțări importante de 10 de milioane de euro și vreau să felicit și pentru autobuzele electrice pe care le va lua din PNRR de la Ministerul Dezvoltării și pentru blocurile de locuințe care vor fi eficientizate, dar dacă îmi permiteți, eu vreau să felicit pentru școli. Pentru faptul că a inclus 6 școli în acest program la eficientizare energetică, pentru că este important mesajul pe care îl dăm generațiilor tinere. 2022, din punctul nostru de vedere, a fost anul cel mai bun din România în privința investițiilor de până acum. Sperăm să depășim în 2023. Dar în 2022, comunitățile locale au avut la dispoziție fonduri de miliarde și zeci de miliarde de euro. Numai prin Ministerul Dezvoltării, dacă mă gândesc la programele lansate, și comunitățile locale care au avut primar gospodar au beneficiat și beneficiat prin acest lucru. Zecile de milioane de euro investiții care vor veni prin PNRR la Zalău nu arată decât că aveți un gospodar bun. Vă felicit, domnul primar, și vă urez succes în continuare. O să vă invităm pe toți să facem un tur al celor despre care am vorbit, mă refer la planetarium și la sala cinemasă, care vor putea fi folosite și pentru spectacol.